500.000 de copii din România s-au trezit departe de unul sau de ambii părinți plecați la muncă în străinătate. În lipsa mamei sau a tatălui, mulți nu vor merge la școală. Sunt în depresie sau își găsesc refugiul în alcool sau substanțe interzise. Este nevoie de o strategie comunitară pentru protejarea lor, cred cei de la Salvați Copiii România, care au ridicat problema și în Parlamentul European de la Bruxelles. Cei mai mulți părinți pleacă la muncă în străinătate când cei mici au puțin peste 5 ani sau 6 ani, sau peste hotare în medie între 3 și 5 ani, iar jumătate dintre ei strâng copiii în brațe odată pe an. Sunt statistici prezentate de Salvați Copiii România în Parlamentul European. Asociația cere măsuri la nivel european pentru cei mici să traverseze mai ușor perioada dificilă. Dureros este că în lipsa mamei, a tatălui sau chiar a ambilor părinți, mulți abandonează școala, consumă alcool ori substanțe interzise. Riscul de a alege o astfel de cale este de 5-6 ori mai mare decât în cazul copiilor care cresc în familie. Vorbim de aproape 1 milion de copii care au nevoie de soluții europene și am cerut cu această ocazie Comisiei Europene să vină cu o strategie comună, fonduri suplimentare. În plus, la noi sunt cei mai mulți copii din Uniunea Europeană care trăiesc în sărăcie. 41,5% dintre copiii noștri trăiesc în sărăcie. Mulți fără o masă caldă sau fără acces la educație. Din această cauză sunt marginalizați, excluși din viața socială, iar efectele pot fi pe termen lung, pentru că de viitorul lor depinde viitorul nostru. Pe a doua poziție în topul Eurostat se află Bulgaria, la distanță semnificativă cu 34%. La polul opus, cea mai bună situație este în Slovenia, unde doar 10% din copii trăiesc în sărăcie. Media Uniunii Europene este de aproape 25%. În ciuda acestor îngrijorări, Ministerul Familiei și Tineretului a întârziat 2 ani adoptarea unui program european pentru copii vulnerabili, care ar trebui să le ofere acces la alimentație, educație și servicii de sănătate. Scopul declarat este reducerea până în 2030 a numărului celor aflați în sărăcie cu 500.000, relatează știrile ProTV.ro.